Clădirea în Curtea Cărea ne aflăm a fost cândva postul de poliție al comunei Breznița de Ocol. În urmă cu 2 ani de zile au apărut mari deficiențe, crăpături în structura de rezistență a clădirii, fapt pentru care conducerea inspectoratului a luat decizia ca lucrătorii acestui post de poliție să fie mutați. Acesta este postul de poliție din comuna Breznița Ocol, o localitate cunoscută pentru numărul mare de infracțiuni care s-au comis aici. De 2 ani însă sătenii trebuie să meargă la mai bine de 10 km depărtare, la secția din izvorul Bârzii, dacă au o problemă la poliție. Reprezentanții primăriei spun că au purtat discuții cu cei de la poliție pentru redeschiderea postului, însă nu s-au găsit soluții, deși localnicii sunt nemulțumiți că nu mai au post de poliție în sat. Dacă avem un furt, până când te duci pe platformă, se duce tot. Sau până vine poliția? Până vine poliția, de unde e poliție? Că nu vin numai când pe stradă așa trec și își văd de treabă. Ori nu treabă de nimic, ori nu... Nu este corect, dar asta este. Este foarte degradat. Nu se mai ocupă nimeni de el. Până vine de unde? Trebuie să ne punem camerele de luat vedere. Asta e, și la noi aici sunt cam mulți hoți. Polițiștii care lucrau la Breznița Ocol au fost mutați la izvorul Bârzii, numai că aici oamenii legii stau cu chirie. Clădirea este a unei foste regii, intrată în faliment și administrată de un lichidator judiciar, căruia IPJ îi plătește chirie. Este foarte greu, se desfășoară greu și de o parte și de alta. E greu și pentru lucrători, că nu mai sunt în mijlocul cetățenilor. E greu și pentru cetățean, mai ales că nu e pe același traseu. Deci omul trebuie să facă două schimburi, Breznița Severin, Severin, izvorul Bârzii. Sindicaliștii din Poliția Mehedin spun că mai bine de 70% din posturile de poliție rurale sunt degradate sau foarte degradate. Peste 70% sunt într-o stare deplorabilă, cu toaletă în fundul curții, fără apă. Majoritatea, și cred că nu mă înșel, nu au autorizație sanitară de funcționare. În ultimii ani, în Mehedinți, fondurile alocate reabilitării sau modernizării posturilor de poliție au fost ca și inexistente pentru mehedinți. Ultimul post de poliție pentru care s-au făcut investiții majore a fost inaugurat în urmă cu aproape 3 ani, în comuna Dumbrava.